Așa au petrecut vârstnicii orașului care, deși au trecut de mult de prima tinerețe, sunt convinși că flacăra iubirii nu s-a stins nici acum. Bătrânii spun că tradiția de dragobete nu trebuie uitată indiferent de vârstă, chiar dacă tinerii preferă varianta occidentală a sărbătorii. Îi dă un cadou de dragobete și pe urmă o ia în brață și o pupă. Așa e tradiția? Așa e tradiția. Se mai respectă? Se respectă unii. Unde? Dar noi babele pupăm moșii și moșii babele. Dacă o știi să o ții din tinerețe și o păstrezi la bătrânețe, e dragoste. Obișnim și noi să folosim regulile de tinerețe. Ne ține și, noi tineri. Că-i frumoasă. Îi place și nouă. Am fost tineri, acum suntem babi și noi nu mai putem să... Edilii municipiului Târgu Jiu, în frunte cu primarul Florin Cârciumaru, le-au transmis vârstnicilor viață lungă și le-au mulțumit că păstrează tradiția de dragobete. De fiecare dată când ne întâlnim, trăiesc un moment de mare bucurie, pentru că în fiecare dintre dumneavoastră eu am văzut și văd și părinții mei. Reprezentanții Direcției Publice de Protecție Socială le-au pregătit pensionarilor mai multe surprize, iar norocoșii s-au ales cu premii. Din 2013, Primăria Târgu Jiu s-a hotărât ca și pentru cei de vârsta a treia să nu treacă nesărbătorită Ziua Îndrăgostiților pe românește, așa că sărbătorim astăzi dragobetele bunicilor. Au organizat o tombolă, vor primi câștigătorii obiecte pe care le-am pregătit pentru dânsii și marele premiu, o cină romantică pentru un cuplu la un restaurant din oraș. Probabil în jur de 300 de persoane o să fie aici până după amiază. Duminică de dragobete, târgujienii sunt așteptați la ora 18.30 la un spectacol de gală al ansamblului Doina Gurjului. Evenimentul va avea loc în fața porții sărutului.